În timp ce specialiștii încearcă să înțeleagă cum un animal care a trăit izolat într-o gospodărie mai bine de un an a murit din cauza pestei porcine africane, primarul orașului Băbeni, Ștefan Bogdan, spune că localnicii au primit sfaturi pentru prevenirea unor situații viitoare. Potrivit ultimelor informații, virusul ar fi fost adus în gospodărie odată cu un transport de lemne adus dintr-o zonă infestată. Noi trebuie să învățăm să trăim să învățăm să trăim și cu aceste boli. Să le tratăm ca atare, să luăm măsuri, exact cum spuneați, în prevenție, nu pompieristic, pentru că așa gândesc unde s-a luat acea măsură de care primați să pomeneați. S-a lucrat puțin pompieristic, acum nu. La noi în Vâlcea, să știți că și prefectura, și direcția veterinară, și noi, măsura a fost, cred că, cea mai bună și populația chiar s-a liniștit. N-a fost nevoie omoare porcii mai pe ascuns, direct. Să intre lumea în panică și să auzi tot felul de norociri, că de acolo e un pas până la accidentele vasculare sau comoții cerebrale, care sunt destul de des după acele evenimente, mai ales la țărani, care îi pun suflet în creșterea animalilor și oamenii s-au liniștit. Întreabă mereu la primărie, întreabă și la direcție veterinară, sunt informați tot ce trebuie să facem. Încă n-a ajuns comisia la rezultate privind modul în care a ajuns virusul la Băbeni. Pentru că primul caz a fost la Golești. Da. Aici la noi este o bănuială, să vedem dacă se confirmă o întreprindere care duce Guștean din zone cu virus, unde virusul este prezent, și să vedem dacă se confirmă această idee. În comunele din jur, Șirinea, Saionești, Frâncești, Galicia, echipe de medici veterinari inventariază toți porcii din gospodăriile oamenilor și dau sfaturi pentru împiedicarea răspândirii virusului.